Prima întrebare e firesc legată de scandalul Crindeca. Suntem în plin scandal la nivel european, să spunem. Un scandal paradoxal pentru că nu avem până în momentul ăsta niciun vinovat. Păi de obicei așa se întâmplă. E scandal până când se află vinovatul, după care lucrurile se liniștesc. Către cine se îndreaptă vinovăția? Nu am datele precise pentru că eu sunt absent din Bruxelles de mai bine de o săptămână și nefiind portofoliul meu, n-am informația directă, dar din elementele pe care comisia le are sunt de fapt elementele pe care le identifică autoritățile naționale de control și care urmăresc trasabilitatea pe sectorul agroalimentar și sunt în general autoritățile sanitar-veterinare. Ceea ce știu este că Comisia Europeană a cerut tuturor statelor membre cu potențială implicare în acest proces să facă verificările necesare pe baza elementelor care s-au identificat deja din sistemul acesta electronic de trasabilitate a produselor alimentare. Pe măsură ce informațiile vor veni la Comisia Europeană și ele vor fi coroborate, de obicei Comisia Europeană informează și face public acest lucru și va fi cazul și în această situație. Știu că mâine, după amiază, comisarul Tonio Borg, comisarul pentru sănătate și protecția consumatorului, va avea o întâlnire cu câțiva miniștri ai agriculturii din statele membre implicate în acest proces. Comisia Europeană, împreună cu președinția irlandeză a Consiliului de Miniștri ai Agriculturii, a luat această inițiativă atât pentru a corobora informațiile provenind de la autoritățile naționale din diferite state membre, cât și pentru a vedea ce măsuri trebuie luate pentru a accelera acest proces de identificare, de fapt, a sursei acestei fraude. Aveți o experiență mare în acest domeniu. Din informațiile pe care le aveți acum, din experiența acumulată, duc aceste lucruri către o potențială fraudă, așa cum s-a discutat deja, grupuri criminale care să facă în mod repetat acest lucru. Da, așa, elementele pe care le are Comisia Europeană în momentul de față arată clar că nu e o problemă sanitară sau de siguranță alimentară, pentru că carnea de cal este consumabilă, este comestibilă și chiar se comercializează pe piață. Este o fraudă în sensul că se înlocuiește carnea de vită care apare pe etichetă cu un alt tip de carne care apare în produs, total sau parțial. Deci, din acest punct de vedere, este o fraudă și este o înșelăciune, de fapt o înșelătorie vis-a-vis de consumator. Sigur, un lucru care este important, nu e dramatismul unei situații în care am putea avea o problemă de siguranță alimentară și de intoxicare sau de îmbolnăvire a consumatorului în această cauză, dar sigur e la fel foarte important să dăm informația corectă consumatorului și consumatorul să fie sigur că a cumpărat ceea ce a dorit și ceea ce apare pe etichetă. Vedeți un risc în urma acestui scandal, odată rezolvat și identificați vinovații, să avem parte de inițiative de schimbare a legislației comunitare în ceea ce privește siguranța alimentară sau trasabilitatea sau domenii din portofoliul dumneavoastră? Nu, din portofoliul meu cu siguranță nu, pentru că e portofoliul comisarului Borg, toată partea de trasabilitate alimentară. Comisia Europeană a decis în urmă cu câțiva ani să separe partea de susținere a producției agricole cu partea de trasabilitate și de control a producției pentru a evita conflictele de interese. Oricum, în momentul de față, mi-e greu să mă pronunț până când Comisia Europeană nu are toate elementele ca să vedem care a fost sursa acestei probleme. S-ar putea să nu fi fost o problemă de performanța sistemului, ci de modul fraudulos sau nu în care a fost folosit sistemul. Și atunci problema nu e că să complexificăm sistemul și mai mult, ci să ne asigurăm că cei care trebuie să folosească sistemul o și fac și că autoritățile îndreptățite să urmărească folosirea corectă a sistemului fac acest lucru. Dar e încă de vreme să mă exprim. Și ultima întrebare pe tema asta. Vedeți cumva și un niz electoral în toată povestea, în tot scandalul ăsta? Permiteți-mi să nu comentez acest lucru, cu atât mai mult cu cât, cum vă spun, nu am informațiile. Noi, de obicei, la Comisia Europeană încercăm să nu ne prea dăm cu părere atâta timp cât nu avem niște lucruri precise, pentru că ceea ce afirmăm noi are o forță suficient de mare ca să
avem nevoie să fim siguri de ceea ce spunem înainte de a face anumite afirmații.